Până acum l-ați văzut în o ipostază de prim solist, a cântat, a nebunit pe toată lumea. Până acum, ei, iată, acum îl avem pe post de prezentator. A venit vremea să mă liniștez, mai precis regizor. Cum e să fii regizor? E interesant. Ești la conducere și e frumos. Toată lumea este gata. Cu fanii, ai parte de o mare susținere din partea lor și vreau să-mi spui cât de importantă e pentru tine susținerea asta. E foarte importantă, practic, dacă stau să mă gândesc acum în urmă, sunt 14 ani de când, mă rog, suntem echipa asta la Volta și datorită fanilor suntem și astăzi prezenți și pe radio și pe TV și avem și o relație specială, că e o relație foarte strânsă, ei s-au constituit într-un fel de fan club, de fapt e mai mult o gașcă de prieteni, se numesc Voltim, ne însoțesc la concerte, sunt organizați prin diverse orașe ale țării, fac întâlniri naționale ale Voltimului. E o chestie foarte frumoasă, pe cei mai activi dintre ei știm personal, cu nume, telefon, tot ce trebuie, ne vedem pe la concerte și e important să știi că poți să te bazezi pe ei atunci când ai nevoie. De exemplu, am filmat la videoclipul I Wanna Be Free, am avut nevoie de mai mulți oameni, i-am chemat, au venit săraci, au stat de la 9 până la seara, până la 2 dimineața, cu minți, au filmat și asta doar din dragoste pentru noi și chiar uite, îmi dai ocazia să le mulțumesc, numai pentru efortul de atunci, ci în general pentru toate lucrurile pe care le fac pentru noi. Noi ne-am apucat de muzică din plăcerea de a cânta, am cântat despre ce ni se întâmplă și se pare că mesajul pe care am vrut să-l transmitem, care e unul optimist, a ajuns și foarte multă lume s-a regăsit în multe dintre versurile pieselor noastre. Ne bucurăm că muzica noastră chiar intră în viața lor și chiar nu reprezintă doar așa un fond muzical, ci le transmite un mesaj. Cred că e foarte important. Ei vor vedea acest mesaj și sunt sigură că or să se bucure. Mulțumesc frumos pentru interviu și te mai așteptăm la noi la filmări. Ba, cu drag, uite, să fiu regizor, să am experiență deja.